Bun găsit, stimați telespectatori, la Viața Gorjului. Iată, alături de mine și de dumneavoastră în această emisiune este doamna Laura Bărdeanu. Este medic psihiatru și v-am invitat să vă întreb așa, cum stăm noi, poporul român, vis-a-vis de sănătatea mentală, de sănătatea noastră a minții, având în vedere că eu așa cred că dacă ea e bună și tonusul e bun și restul organelor arată bine, sunt sănătoase, ne dau confortul. Într-adevăr, oricât de bolnav din punct de vedere somatic sau fizic am fi, dacă avem o minte sănătoasă, atunci putem să ducem pe picioare mult mai bine boala, putem să luăm deciziile cele mai bune pentru noi și putem să mergem înainte. În momentul când mintea nu ne ajută, lucrurile merg greu și dificil și din punct de vedere somatic, pentru că o anxietate, de exemplu, ne trage foarte mult înapoi. Nu avem puterea sau nu avem receptorii și substanțele necesare pentru a gândi pozitiv. Ne gândim pozitiv și fiind pesimiști, normal că deja nu mai este un secret pentru nimeni, universul lucrează alături de gândurile noastre și normal că toate lucrurile acestea împreună ne duc către bine sau către rău. Da, vreau să vă întreb de ce tot mai multă lume apelează la serviciile dumneavoastră, a medicilor psihiatri, și vă întreb asta pentru că depresia, anxietatea, dacă raportăm la anii trecuți, este mult mai mare, stă mult mai bine, să zic așa, cu ghilimelele de rigoare în statistici, și dacă raportăm la ceea ce s-a întâmplat cu mult înainte a perioadei în care trăim noi acum, cred că toți oamenii au avut așa picaje, au fost războaie, au fost poate vremuri și mai grele decât cele pe care le trăim noi astăzi. Și cu toate astea, parcă totuși confortul psihic și-l regăsea omul mai repede decât o face acum. Ce anume s-a schimbat în bioritmul nostru, în genetica noastră? E un lucru la care nu m-am gândit până acum, apropo de război. În situații de forță majoră, situații de război, cum spune, situații de calamități, dezastre, organismul nostru este foarte inteligent. Atât creierul, cât și toate celulele luate individual știu să se mobilizeze până trece pericolul. Există o mobilizare de care nu ești conștient? Nu ești conștient că ai putea să fii în stare să faci lucruri pe care le faci în mod instinctual sau într-un mod, nu știu dacă este foarte bine cercetat. Am văzut în documentarea asta, ca o paranteză, cei care cad în prăpăstii sau cei care trebuie să aștepte salvatorii o perioadă. Foarte important și surprinzător este că organismul luptă până în momentul când se aude prima voce a salvatorului, după care te abandonează. Și atunci el știe, probabil creierul știe, că vine cineva și preia această funcție de ajutor. De asta spuneam că mintea noastră este și organismul nostru este un întreg univers, este o minune. Și un procent mic cercetat până la urmă, că niciodată nu reușești să știi ce este acolo. În mintea noastră, într-adevăr, că o să mai dureze ani, celelalte celule într-un procent foarte mare, adică ce trece de 90%, fiziologia și modul de funcționare sunt cunoscute. Da, mă gândeam și vă urmăream și știți cum se spune, că omul nu știe cât poate cât duce. Poate, sau mai spune poporul, să nu-ți dea Dumnezeu cât poți duce. Într-adevăr, poți duce foarte mult. Dacă totuși avem norocul să trăim în această eră și cu tehnologia pe care o avem la dispoziție și cu mijloacele care ne pot face viața mai utilă și mai ușoară, atunci ar trebui să ne folosim la modul conștient și nu după ureche de ele. Mă refer aici la internet, care are o parte bună și are mai multe părți rele. Nu există zi să deschid Facebook-ul și să nu văd păpădia sau nu știu ce bureană vindecă toate bolile posibile. Nu știu ce
produs miraculos naturist vindecă nu știu ce, toate bolile. Nu există panaceu universal, nu s-a descoperit și se investesc miliarde de dolari și de euro în cercetare. Aceste lucruri fac ca procesul de vindecare să fie mult întârziat. Într-adevăr, într-un procent infim de cazuri, există vindecări miraculoase care sunt tot produsul creierilor noastre. Nu poți să riști, poți să apelezi la genul ăsta de vindecări, indiferent de care ar fi ele naturiste, ezoterice, știu eu, nu-mi vin acum în minte, în momentul când nu mai ai absolut nicio șansă și nu mai ai nimic de pierdut. Sunteți cumva împotriva medicinei homeopate sau nici vorba? Nu sunt împotriva nimic pe planeta asta. Vreau să fim conștienți că medicina homeopată, medicina naturistă este o industrie ca și medicina alopată, sigur că da. Este un business din care se scot enorm de mulți bani. Dar nu este sub controlul Agenției Naționale a Medicamentului, nu este sub controlul FDA-ului, care este varianta americană, care impune să treacă prin niște teste și prin niște studii și prin... Niște filtre, practic, filtre, medicinale, să le zicem așa, da, pe înțelesul tuturor. Cam de 10 ani până să vină și să fie dat pe piață acel medicament. Știm foarte bine, în afară de apă, care și ea are de multe ori efecte secundare dacă este cu nitriți, orice înghițim poate să ne omoare. Putem să facem o reacție alergică la absolut orice, că este plantă, că este medicină, că este medicament sintetic. Marihuana, hașișul sunt plante. Asta nu înseamnă că putem să ne ducem să le înghițim așa sau să le fumăm. Să ne facem un ceai repede. Să ne facem, da. Să ne treacă de ceva. Și de asta zic, există un foarte mare pericol pentru că amânăm sau întârziem tratarea unei afecțiuni care poate fi banale și care poate să te omoare pentru că tu te-ai luat după tot felul de neavizați care îți spun acolo că, vai de mine, te faci din 80 de ani, te faci de 30, dacă faci nu știu ce. În loc să ne trăim viața frumos, să ne gândim la, să ne bucurăm de ea, ne gândim ce Dumnezeu să mai înghițim noi ca să fim la 80 de ani și ce, dacă suntem ca la 30, dacă am pierdut cei 50 de ani fără să facem nimic decât să ne gândim la lucrurile astea. Iată, ați dus discuția așa pe o latură care chiar vă aparține, să ne gândim frumos, să gândim pozitiv. Mm-hmm. Și să facem ceva pentru noi pozitiv. Da, așa e. Eu sunt genul de om care îmi găsesc, să spun așa, nu fericirea, dar bucuria în lucruri mărunte. Mm-hmm. Nu oricine poate să facă acest lucru. Pe mine mă bucură și o culoare frumoasă, mm-hmm, și un parfum de floare. Nu zic că mi-am cumpărat unul și vai ce fericită sunt astăzi. Dar pot să fac ca lucrurile din jurul meu să arate bine, să fie mai frumoase decât ieri. Acum nu știu dacă poate asta mă menține într-un nivel de tonus, pentru că automat am raportat la mine, nu se face asta într-o emisiune, dar având în vedere tematica noastră pot să fac lucrul ăsta. Iată că tonusul este foarte important, să nu creadă nimeni că n-am probleme existențiale, poate de 1000 de ori mai multe și mai mari decât alții. Dar încerc să le duc pe un alt canal, ca eu să vin, să pot să-mi fac și emisiunea să zâmbesc, pentru că știți, și dacă ai un deces în familie, îl duci în momentul acolo când și vii aici ești, și da, nimeni nu trebuie să știe ce probleme sigur, ai tu. Iată, poate pe unii dintre noi ne-a ajutat și meseria. Dar ce ne facem? Că tot mai mulți vorbim despre oamenii din jurul nostru care dau de o depresie, de o anxietate și voiam să vă întreb aici, astea le faci sau asupra organismului vine și ceea ce ingerăm, că tocmai vorbeați și de cum mâncăm, la ce ne raportăm, viața de dinăuntru nostru? Cred că n-are nicio legătură depresia cu ce mâncăm. De ce a crescut așa de mult? Pentru că a crescut și nivelul de trai, a crescut speranța de viață. Nu mai murim la 45 de ani, murim la 90. De la 45 la 90 trebuie să experimentăm niște boli, pentru că
Dar chiar citisem că trece peste uman poți trăi până la 140 poți să trăiești până dacă la 200 știu eu, dacă și... ești budist și știi să faci meditații și să rămâi în transă nu știu cât timp. Deci poți să trăiești, dar la ce-ți folosește să trăiești mult dacă tu nu trăiești frumos, nu trăiești bine? Spuneați de fericire. Nu există o rețetă a fericirii. O rețetă a fericirii. Da. Fiecare e fericit în felul său. Știți cum zic eu, că fericiți sunt cei duși cu Duhul Sfânt, că până la urmă trebuie să fii liniștit. Asta îți creează un confort și o stare de bine. Sigur, faptul că te bucuri, am auzit la doi profesori universitari pensionari și m-a impresionat, mi-a rămas în minte de ani de zile când i-am întrebat ce fac, dimineața protocolar, mi-au spus, ne bucurăm că am mai apucat încă o zi. Da, da, da. Și că uite ce frumos e și ne bucurăm de ea. Și eu care... dimineața mă gândeam, Doamne, deci a trebuit să mă trezesc, chiar să o iau de la capăt, iar să mă duc la clinic, iar să fac... Deci da, am avut așa un răcurs și m-am gândit, dar oare eu nu mă pot bucura de faptul că am un serviciu? Că... Da, de multe ori sunt oameni în jurul nostru care nu fac altceva decât să ne dau un declic. Să te canalizeze așa, dintr-un zâmbet sau dintr-o vorbă, sau prin, pe un meridian de ăsta mai... Prin atitudinea lor ne fac să ne simțim bine. Ați văzut, apropo de depresie, când ai un depresiv prin preajmă, normal că tu nu poți să țopăi de fericire pentru că nu-ți vine și nici nu se cuvine. E, dacă ai un hipomaniacal, de exemplu, care este la polul opus, atmosfera este molipsitoare. Da, râde el, râzi și tu cu el. Da, indiferent ce problemă ai. De asta e foarte important să ne bucurăm de viață și să învățăm să o facem, că nu toți facem studii de specialitate și nu toți învățăm cum trebuie. Trebuie să învățăm. Dar toți avem probleme, să spunem asta, de dimineața până seara, într-o familie, că nu am eu, poate are soțul, poate are copilul, bunicii și așa mai departe. Și odată ce e în familie, la un membru, preiei și tu. Trebuie să lupți să nu te copleșească. Trebuie să lupți să strigi ajutor atunci când trebuie, să strigi ajutor la cine trebuie. Trebuie să avem în preajma noastră oameni pe care ne putem baza în orice moment, că e rudă, că e prieten, că e de multe ori ai surpriza ca să te ajute străinii. Trebuie să fim înconjurați de oameni, trebuie să socializăm, trebuie să ne bucurăm de muzică, să ne bucurăm de soare, de orice ar putea să ne creeze o bucurie și să nu amânăm aceste lucruri, că viața în 30 de secunde poate să nu mai fie. Este adevărat. Cine ajunge la depresie mai repede, introvertitul sau extrovertitul? Oricine poate să facă depresie, cum poți să faci orice boală la orice vârstă, oricând, poți să faci și depresie de la vârsta de nou născut. Există depresia nou născutul. Este copilul... vorbiți-ne despre că... Vorbesc serios. N-am prea abordat-o în subiect. Da, chiar n-am vorbit despre asta. Copilul veșnic iritat, care l-ai schimbat, i-ai dat să mănânce, i-ai creat tot confortul fizic în cameră, climatic, el plânge și plânge și plânge. A trecut de perioada colicilor, care nici nu știi, sunt colii sau nu sunt, și nu doarme noaptea, nu cum îl pui jos, zici că îl pui pe foc și este veșnic și veșnic și veșnic într-un țipăt. E, s-a dovedit că acel disconfort pentru care plânge copilul poate să fie de natură depresivă. Nu mai vorbim de anxietăți, că nu pot ei să ne spună despre anxietățile lor pentru că nu au vocabular. Ce-l poate duce la depresie atât de mic? Te naști cu depresia, pentru că... Se transmite, în primul rând, să spunem așa. Da, există depresia endogenă care se transmite genetic, într-un procent, n-are rost să discutăm de procente, că nu este bătut în cuie, dar există o sensibilitate pe care o moștenim ca pe orice de la părinți. De fric, de lumină, de ciofia. De toate. Și această sensibilitate sau fragilitate, să spun, a sistemului nervos, sau a modului cum te formezi ca și personalitatea. Dacă tu ești un copil absolut ok, te naști cu toate mecanismele de adaptare într-o familie de depresivi, pe lângă faptul că ai, să spunem că excludem genetica și nu ai moștenit gena depresiei, să spunem. Dar mediul își va pune impact, își va pune amprenta cu siguranță asupra ta și vei fi un copil, dacă nu chiar nu depresiv, dar măcar mai timid, melancolic, îngândurat, temător, pentru că în depresie... Frustrat, probabil, că vezi cum este altundeva și la tine, nu a fost mediul ăla.
E, aceste lucruri ar trebui, dacă ar fi o psihiatrie așa cum mi-aș dori eu, toți părinții care au experimentat într-un fel sau altul o tulburare psihică, fie ea boală, fie ea o reacție la anumite situații, ar trebui să-și controleze copiii și mai mult să ceară sfatul, nu neapărat medical, ci sfatul de a-i ajuta pe copii să depășească greutățile vieții impuse de aceste fenomene din familie. Bănuiesc că un părinte care n-a știut să facă lucrul ăsta în cazul lui, cu siguranță nu va ști să facă în cazul copilului său. Toată lumea știe lucrurile astea, pentru că sunt, vă spuneam, și distorsionate în media și tot felul de comentarii care nu și-au locul pe forumuri. Și omul este el așa lăsat de Dumnezeu să ia calea ce ușoară. Crede, da. Sigur că da, și ce îi se pare lui că ar fi mai ușor? Dacă ar putea doctorul să ia medicamentele și el să se facă bine, ar fi extraordinar de bine. Da. Dacă am putea să facem ceva în locul cuiva și să-l facem, eu aș fi de acord, dar nu se poate. Da. Spuneți-mi dacă de la an la an vi se pare că sunt mai mulți pacienți din rândul copiilor, pentru că am făcut puțină referire și raportare la ei. Nu mi se pare, pentru că unii vin, alții ies din tratament. Bolile care nu se vindecă, din păcate, cred că în ultimii 6 ani nu am văzut o explozie, așa cum se spune. Mai de mine a explodat autismul. Nu, există o lege a serilor. Mi se întâmplă să descopăr vreo 5-6 într-o săptămână și să nu mai văd unul nou vreo câteva luni. Deci nu mi se pare că ne ducem într-o prăpastie din punctul acesta de vedere. Tot așa, pot să vină cazuri noi de debuturi a bolilor psihice serioase, gen tulburare psihotică, schizofrenie, tulburare bipolară, deci astea sunt cele... Fobiile astea, să vorbim despre ele. Da, fobiile, din punct de vedere al specialistului, sunt patologii ușoare, deși vindecabile, vindecabile, cel care le experimentează le trăiește dramatic, dar pentru noi bolile grave sunt cele menționate, cele din sfera psihoticului, dar tot așa, dacă vezi că e copilul ți se schimbă brusc și te duci la timp și nu o iei pe la baba X și pe la preotul nu știu care și pe la mama Omida, poate beneficia și tratamentul este foarte important la primele semne. Da, dar știți că până ajunge la medicul psihiatru, toată lumea are o reticență. Încă o are în România, pentru că așa a fost mai tabu un pic acest subiect. Nu e chestiune de România. Am citit o carte scrisă de un american care până a ajuns la psihiatru au trecut ani de zile și apoi a făcut tratamentul restul vieții. Da, dar parcă totuși în Occident psihologii, psihiatrii sunt altfel văzuți decât aici, categoric. Asta. Dar când lucrurile sunt foarte serioase și nu discutăm la psiholog că ne-a murit pisica și intrăm în doliu, ci avem o tulburare vera și vrem să facem tratament sau să facem o internare la psihiatrie, lucrurile stau cu totul altfel. Da. Tot rămânând aici în sfera copiilor și pentru că ați adus aminte și de copiii cu autism, cam câți sunt în Gorj, v-aș întreba, și ce șanse au acești copii, având în vedere că pentru această tulburare încă se lucrează în cercetare, încă nu se știe de unde vine. Mulți părinți știu lucruri greșite, de vaccinări, da, și vreau neapărat să vorbim despre acest lucru. Este pentru un mare risc după ce este autist. Mămicile sunt foarte bulversate. Mm-hmm. Adică stau de vorbă cu dumneavoastră și mă convingeți să-l fac și întâlnesc un cadru poate medical care nu-și face la copilul lui vaccinarea. Și atunci eu, ca subiect neutru, care trebuie să iau o decizie în următoarele luni, mă trezesc că nu știu ce să fac. Tot așa trebuie să ținem cont de părerea specialiștilor în domeniu. Aici, pediatrii, neonatologii știu sunt cel mai care bine. Dau cel mai bine indicația. Sigur că da. Dacă un pediatru sau un neonatolog nu vrea să-și vaccineze copilul, este strict problema lui personală, din rațiuni numai de el știute, este fix treaba lui. Deja când ai depus un jurământ să nu faci rău, te documentezi,
te gândești, eu dacă fac un tratament, mă gândesc așa, aș da la copilul meu medicamentul respectiv? Da, atunci îl dau și altuia. Aș lua eu medicamentul respectiv, am încercat să văd despre ce efecte secundare vorbim, atunci pot să-l recomand. Am cunoscut și pediatrii care fac același lucru. Dacă îi întreb ce gust are siropul, nu știu care de tuse, știu cu siguranță să spună. Și am întâlnit mulți în clinici. Tot așa, trebuie să ne luăm informația de la oamenii care s-au pregătit intens pentru asta și care în momentul când ți-au pus parafa pe o recomandare și-au asumat și responsabilitatea. Într-adevăr, au existat cazuri de poliomielită după vaccin antipolio. Nu am mai auzit în ultima vreme, dar au fost. Dar dacă nu faci vaccin antipolio și faci o epidemie de poliomielită, copilul tău te va acuza toată viața că l-ai schilodit cu bună știință, pentru că va rămâne un infirm. Bine, se vorbește că astea sunt eradicate și de ce le mai face? Da, sunt eradicate, dar dacă va continua acest curent de a nu vaccina copiii că există mercur în vaccinuri, e o prostie. Bine, că am auzit că există mercur și în plomba pe care eu mi-am pus-o la 16 ani. Există mercur și în apa pe care o bem, nu e nicio problemă. Nu este nimeni nebun în cercetare să-ți pună o doză de mercur încât să-ți facă rău. Chiar acumulat în timp. Gândiți-vă, autismul există dinaintea vaccinurilor. Că nu era bine diagnosticat sau corect diagnosticat. Bine, și la urmă ce se întâmplă? De ce copiii se nasc și de ce? Este o treabă genetică. S-a descoperit pe cromozomul 22 o deleție care este bătută în cuie. Se naște copilul deja... E și vina mămicilor că nu își fac în pe parcursul sarcinii anumite nu teste? Identifică. Nu se identifică. Nu. Și debutează. Sunt elemente discrete care se văd de vreme, dar sunt elemente care se văd după 2 ani jumate. Deci poți să-i faci orice analiză. Noi în clinică am făcut până la testare genetică, ADN, tot felul de teste pentru a exclude bolile rare ale copilăriei. Nu s-a identificat toate rezultatele, au venit absolut perfecte. Aveți pacienți de așa manieră? Spuneți-mi dacă dumneavoastră ca medic aveți și satisfacția când mergeți acasă că ziua de astăzi pentru ei s-a încheiat bine. Pentru că aici este o luptă nesfârșită cu chipul acela care se vede care de suferit. De satisfacția uneori este, alteori nu este. Profesională mă gândesc. Pentru că oricât ai fi de bine intenționat, nu poți să faci bine pe toată lumea dacă lumea nu vrea. Există taburi peste care îmi trebuie luni de zile să îl fac pe părinte să înțeleagă. Acum se întâmplă un fenomen care mă surprinde. Au început să vină cu copiii de la un an și jumătate. La o testare? Doi. La o testare să surprindă părinții lucruri, mai ales dacă au un copil mai mare, vin singuri, acceptând mai ușor și spunând, am văzut o diferență. Georgel făcea lucruri mult mai multe decât face Ionel. Și am rămas plăcut impresionată și asta este salvator pentru copil, recupera mai repede. Nu are nimeni pretenția să vindece autismul, da. Puțin acum. Oricât ai fi de bun ca specialist, oricât ai fi de bun ca terapeut, autismul rămâne clar o boală care nu se vindecă la momentul când vorbim. Și noi suntem într-o societate care nu este pregătită pentru așa ceva, că să nu se vindecă nicăieri în lume. Nu e vorba de vindecare, dar nu sunt școli speciale pentru... Da. Deci părinții chiar au probleme de maniera asta. Și nu numai ei, și părinții copiilor hiperkinetici. Iertați-mă că da, acum mi-am adus aminte și o să vorbim și despre ei. Acolo să vorbim 2 zile. Da. Spuneam că diagnosticul precoce înseamnă recuperare precoce, înseamnă foarte mult. Eu asta să știți că am luptat în jurul meu cu mentalitatea, pentru că am auzit spunându-se, da ce ai dragă, cred că ești dusă cu capul, copilul n-are nimic, uite-te la el. Eu zic că mai bine previi decât să tratezi. E mai bine să spună un specialist că n-are nimic și stai liniștit. Dacă vezi acolo ceva neregulă, exact cum ziceți, e mai bine, chiar dacă ți-a puțin timp în plus, un ban pe taxi sau mai știu ce, dar totuși cred că liniștea aia sufletească pe care ți-o dă un
diagnostic pus de o persoană avizată. Uh-huh. Exact. Sau nu, exact. Mai mă surprinde ceva, mai bine să nu știu. Aud asta foarte frecvent la adulți. Da, asta mi se pare deja... De obicei mai trebuie să investigăm. Inconștiență, de... să o numesc eu așa, da. Mi-au trebuit ani de zile să nu iau foc la această chestiune, să mă autoeduc. Da, e frustrant. Cum să nu știi? Dacă nu știi, tot așa. Nu știi de ce să te tragi. Dacă așa, nu mă duc să mă investighez, că dacă mi se găsește o boală gravă și ce? Da, mai bine mor. Mai bine mori cu... încet și da. Sigur decât să mă tratez. Haideți să vorbim puțin despre copiii hiperkinetici, pentru că iarăși generația de acum s-a născut altfel, mult mai altfel decât generația noastră. Și am uitat, stimați telespectatori, să vă spun că puteți trimite SMS la numărul afișat de pe ecran și doamna doctor o să vă răspundă. Foarte mulți dintre dumneavoastră mă sună în reluare. De cele mai multe ori eu pun pe rețeaua de socializare, le și răspundem, așa că dacă dumneavoastră veți vedea că sunt întrebări, vă rog din suflet să le răspundeți telespectatorilor noștri, pentru că tot timpul emisiunea e foarte scurtă, nu, până apucă omul să deschide, să vadă despre ce este vorba, mai trece timp. Dar puteți să ne trimiteți SMS și cu siguranță le voi citi. Vorbeam despre persoanele și despre copiii, generația aceasta care este altfel, mult mai activă, cu o personalitate de... Hai să zic, de nedescris, că de un copil de ăsta de vârsta, eu spun că am între 3 și 5 ani, dacă zice nu, apoi că nu rămâne ca el, indiferent ce ai vrea tu și ce metode i-ai aplica. Dar știți de ce? Că m-am tot gândit tot așa în ultimii ani. Puneți că e și o întrebare care vi se pune frecvent. Da, și pe care singură încerc să o decodez. Dacă vă amintiți, până la 3 ani, noi nu spuneam niciodată copilului că nu se poate, că nu vreau, că există reguli. Chiar mai mult, până pe la 7 ani. Și dintr-o dată vii cu un regulament și copilul nu înțelege ce vrei de la el. Adică până acum mi-ai permis să fac orice și acum dintr-o dată vii cu niște restricții. Și normal că nu te înțeleg, îmi vorbește o limbă străină. Dacă de mic noi... De mic înseamnă, cred că de când pleacă copilul în picioare, că atunci începe independența. Îi spui că, sau mă rog, nu neapărat că îi spui că poți să vorbești singur, îl înveți și îl restricționezi, atunci copilul va învăța ca la dresajul canin. Ai făcut ceva bun, ai primit o recompensă, nu trebuie să generalizăm. Ai făcut ceva rău care îți pune viața în pericol, care îi deranjează pe ceilalți, atunci primești o sancțiune. O sancțiune, nu te uiți la desene, nu primești tableta, că acum toată lumea se naște cu tableta deja în mână. Nu te iau, ai făcut circ la cumpărături, data viitoare nu mai mergi, stai acasă. Și aici trebuie o consecvență, nu? Absolut. Și nu numai o consecvență, trebuie o echipă. Adică mama, tata, bunicii, vecinii, iar așa toată, un handicap, da, prin familie. Toată lumea, dacă unul a zis că trebuie să fie regula asta, toată lumea se aliniază, pentru că altfel copilul va învăța, pe lângă faptul că nu știe ce să înțeleagă. Știe care o portiță, la bunic sau la tătic, da, sau la ce. Și atunci trebuie aplicată această chestiune de foarte mic, de când începe să înțeleagă. Pe lângă faptul că nu trebuie să ne amuzăm, într-adevăr ei sunt dulci, le încurajez, practic. Da, te amuză foarte tare în năzbâtiile lor, dar cred că ar te deranjează să nu vadă cu alții ei. Sau... Da. Să nu vadă ei că te bucuri. Nu știu, trebuie, nu există tot așa formulă standard. Fiecare în funcție de copil. Sunt copii cu o personalitate mai accentuată, sunt copii mai bleguți, unii sunt timizi. Bun. Cum îi integrăm într-o școală normală? Pentru că școala românească n-a gândit și pentru ei o altfel de clasă, iar copiii aceștia, trebuie să spunem, nu îi lasă pe ceilalți în pace, nu au stare în, sau au o nestare permanentă. Este greșit, înțeles, de toată lumea. Aud în fiecare zi că trebuie copilul dus la școală ajutătoare. De să ne înțelegem, copilul cu ADHD nu este un copil cu retard. Din contra, au o inteligență, au o inteligență peste medie. La fel ca și energia pe care debordantă. Ei nu au răbdare ca ceilalți. Pentru ei ora este prea lungă de 50 de minute. Acum n-are nimeni nicio vină că trebuie să ne adaptăm la niște reguli cu toții, cum spuneam. Dar
Trebuie făcut cumva să nu mai fie campaniile astea împotriva copilului, să-l ducem la școala ajutătoare. Păi ce să înveți la școala ajutătoare? Exact. Un copil care, hiperkinetic. Exact cum am spus, că acum na, o să-ți spuneți iar și tu citești. Da, eu citesc foarte mult și tot așa trec prin filtrul ce... n-ai cum să-l duci acolo, pentru că el dar este... nu ai voie deci să-l duci inteligența acolo. Lui, chiar așa am citit, că este peste medie în multe cazuri și atunci copilul ăla poate-i de olimpiadă, nu de școală ajutătoare. Da, se mai face o greșeală. Tu, Georgescu, ești copilul problema al clasei și ne ducem în cancelarie și spunem la toată lumea. Te discutăm, și, da. Da, mai mult în fața tuturor colegilor. Normal că deja vine copilul respectiv cu un handicap. Îi crezi un complex de inferioritate. Și dacă nu face el, că sunt, copiii sunt răi, fac tot felul sau îl provoacă și acesta reacționează. Normal că fiind impulsiv, impulsivitatea este tot o caracteristică a tulburării hiperkinetice, deci e deficitul de atenție, sigur că da, este hiperactivitatea, deci mișcăreala și impulsivitatea. Totul trebuie să se întâmple acum și sunt explozivi. Și atunci ceilalți colegi văzând că sunt certați și că îi instigă puțin și atunci ăștia ne reacționează și uite așa se creează o mare poveste în toată școala, astfel încât Georgică e cap de afiș. Și hai să-l luăm, să-l ducem la școala ajutătoare sau se mai întâmplă să aud, mi s-a spus că nu mai este primit în clasă. Păi da, n-am înțeles, e școală privată? Cum adică nu mai e primit în școala respectivă? Da, chiar mă gândeam, poate trebuie să facă și cadrele didactice, cursuri specializate cu dumneavoastră, cei din sistemul sanitar. Cred că ar fi suficient să înțeleagă fenomenul, sau că, nu neapărat. Până la urmă, trebuie să găsești așa o circunstanță atenuantă și învățătorului. Pedagogia asta nu se zic referă că este strict la sigur, ceva un lucru nume, ușor. Da. Aici deja vorbim de, iată, vine și vin din... încep să vină alte generații care sunt altfel, atipice celor care au fost. Da, trebuie să avem noi mai și multă acum răbdare nu trebuie cu să-i dai copilului în cap că sistemul nu e pregătit, din contră, exact cum ziceați noastră. Până și noastră vi se pare mult 50 de minute pentru un copil de clasa întâi? Mie tot timpul mi s-a părut. Poți fi fost și o hiperkinetică, dar n-am avut răbdare niciodată să se termine ora. Mai ales când am auzit că îi duc de la 6 ani la școală. Da, iarăși... nu e format... Păi bine, nu, pentru... să-l ducă de la 6 ani la școală, da. Dar materia care se predă să fie adecvată vârstei lui, că practic ei în pregătitoarea bine, aia nu știu fac ce se fac în clasa întâi. Da, în ceva grupa de asta genul, pregătitoare, da, dar oricum faptul că trebuie să stea 50 de minute este mult. Nu vine acum să spun că trebuie schimbat sistemul. Ba, cred că trebuie să veniți și noastră și psihologii și toți cei care, nu știu, toți factorii de decizie, de răspundere, că dacă se face o mediatizare corectă... Bine, s-a mai încercat, dar răspunsul este nu vii tu din meseria ta să-mi dai mie lecții cum este să fac eu meseria. Este adevărat, dar știți cumva, eu care am copil și mâine, poi mâine îl duc la școală, eu vreau să vină cineva și copilul ăsta să nu-mi vină acasă, să nu aibă timp să mănânce, să doarmă, să aibă la fiecare care materie încă o oră, că eu 6 ore, eu nu stau aici și vorbesc așa cu dumneavoastră și 10 minute mai fug până la baie și mă întorc înapoi. Deci aia... Da, eu cred că sistemul cumva, că afară nu e chiar așa. Da, am văzut că e cu totul diferit. Dar am văzut în filme, nu știu în realitate ce se întâmplă. Mă rog, eu am avut ocazia să vorbesc ca am prieteni și prin multe locuri și ce fac copiilor și noi raportăm la ce fac ai noștri. E cu totul și cu totul altfel. Plus că dacă eu nu am niște aptitudini la o materie, la ce Dumnezeului mă chinui cu ea? Deci nu o să știu niciodată să practic, să o înțeleg. Nu pot, nu o văd, nu? Că... Da, există lucruri pe care trebuie să le știm ca și cultură generală, dar aia nu înseamnă cum spuneam cultură că... generală, da. Bine ați zis, dar nu aprofundată să căpătăm o niște materie... abilități sociale, motivaționale, mai știu eu ce trebuie să învățăm la școală. Educație multă în școală ar trebui să se facă. Educația chiar îmi spuneam, am avut-o pe doamna Pițian data trecută mici. În emisiune și spunea că acum se fac niște demersuri să se introducă și o educație de sănătate în școală. Sunt foarte multe fetițe care nasc copii la 12 ani, e mămică cu copii la 12 ani, deci avem în gor, sunt 11-12 cazuri. Nu neapărat educație sexuală, ar trebui medicală. De sănătate, cum am spus. De sănătate, da. Generală, de la de igienă, de... să te îmbraci cum sănătos, să nu ții blugii care să crape pe tine și să-ți compromiți circulația, să nu porți
acele platforme îngrozitoare care ți deformează piciorul. Păi cine, piciorul, da, colana și e moda, cere bani la mami, la tati, că trebuie, vrea să fie în trend, dar nu știe că pe urmă ortopezii sunt cei care îi vor fi prieteni pe viață. Da, în trend ieși după ce ai depășit faza de maturitate a organismului, la că platformele și toate nebunile astea încep de pe la 11 ani, am văzut. Și e un copil în creștere, dar trebuie să fii tu părinte responsabil, că la 11 ani normal că vezi ce fac ceilalți. Dar dacă tu ai o educație, o cultură medicală, știi foarte bine că interzici copilului scurt și na, o să fie altfel decât alții. Dar o să fii și mai sănătos. Da, până decât la urmă, alții. Știți cum îmi spunea mie ceva, mă, dacă ești frumos, pot alții să fie altfel decât tine, pentru că dacă îți creezi o nișă, o linie, băi, tu așa ești. Asta e valabil la maturitate, da. Nu e valabil la adolescență. Eu cred că nu știu, poți să cultivi dacă, adică poți să cultivi prin, exact cum spuneați, prin optimism, prin redare de încredere sau plus de încredere celor care nu au sau le-a dispărut. Nu mai avem foarte mult din emisiunea aceasta, da, mai sunt vreo 15 minute, cred, dar haideți să vorbim despre anxietate, despre problemele noastre pe care le avem zi de zi. Venim la servici, se știe, mai ai servici, nu mai ai. Vine leafa, nu vine. Cardul, te duci de două ori la bancă, e tot ban, nu e tot gol, nu ți s-au virat. Ai 1100 de probleme. Când deja ești la vârsta matură, ți se îmbolnăvesc părinții buni, nici iată, toate astea poți la un moment dat să nu le mai poți duce, să cedezi, să te închizi în lumea ta, să nu mai comunici, mai mult decât atât să-ți scadă nivelul de a spera că mai trăiești bine. Speranța întotdeauna trebuie să rămână. Moară ultima, da. Da. Mă gândesc, e prețul pe care îl plătim pentru evoluție. Ia gândiți-vă dacă am fi acum două secole în urmă și ce? În pădure, cu toate la dispoziție, cerbi, da. Ciuperci, frăguțe și așa mai departe. Fără niciun stres, doar că vine seara și poate n-am acoperit sau poate vine ploaia. Era stres și atunci, că dacă n-am cules suficiente frăguțe și ciupercuțe, dacă avem 10 copii, nu știm cum să le împărțim. Dar nu așa de mare, că acum două secole ne gândeam, Dumnezeu i-a dat, Dumnezeu ia. Acum să trecem la lucruri serioase, de la glumă. Fiecare lucru are un preț. Această anxietate, aceste stresuri pe care le plătim sunt bonusul pe care noi îl dăm pentru confort, pentru faptul că ne uităm la televizor și vedem filme numai cu... Că nu ne mai ducem la gară și avem telefon și sunăm să vedem cum vine trenul? Care sună non-stop și te scoate din minți, deci vine să-l arunci pe geam și ăla este un stres. Dar nu te poți debarasa de el. Te poți. Nu există nu pot. În viața noastră... Asta vreau să rămână din emisiune. Venit... Nu există nu pot. Multe devin dependente, de asta zic. Uh-huh. Sau au creat dependență. Bun, și atunci ce facem noi cu... Exact. Ce facem, doamna doctor? Cu acest stres. Vrem să trăim ca... Acum două secole ne ducem în vârful muntelui, ne luăm o capră și un petec de pământ și trăim acolo. Nestresați. Nu cred că nu avem stres și acolo. Da? Mă rog, stresul că plouă, nu plouă, dacă se face... Da, nu e atât de agresiv, să zicem, ca cel de la urban. Dacă vrem să trăim în această societate civilizată, necivilizată, cum este, ea trebuie să plătim prețul, dar trebuie să fim deștepți. Să dea... societatea evoluează odată cu noi sau nu odată cu societatea, nici n-are importanță ordine. Oricum zic că suntem generația care le-am prins foarte repede pe foarte multe care n-au fost niciodată. Da. Poate chiar suntem norocoși. Eu mă bucur că am trăit în această perioadă, eră, și așa mai departe. Și mi-e drag să trăiesc cu toate stresurile și cu toate greutățile de zi cu zi. Și mă bucur că am această specialitate cu care pot să le gestionez foarte bine. Și cu mare drag ajut pe oricine care vrea, dar nu mai să vrea. Nu sunt genul de specialist care să mă rog de că e pacient, copil, că este adult. Vrei să fii ajutat, vii cooperezi. Și pui în practică ceea ce te învăț sau îți spun. Sau se spune că este bine să nu dai sfaturi, mă abat de la această regulă de obicei. Le dau cu mare drag și gratis, numai să se țină cont de ele, dacă cineva vrea. Spuneam că nu aș vrea să schimb
această epocă, pentru că, așa cum spuneam, acum două secole trebuia să stau cu pe coarnele prugului și să trudesc. Acum mă urc în mașină și nu puteai să îi pui pampers la copil și așa mai departe. Mi-aduc aminte bunica mea care totul căra cu spatele pe munți. Acum dau telefon și îmi vine totul de la magazine la ușă. Deci, da, confortul este automat mai mare, dar iată, orice preț se plătește și da, stresul asta care exact, ne povestea. Și atunci trebuie să, că aici vreau să ajung, să luăm partea pozitivă a vieții. Da, trăiesc în acest secol în care totul este la telecomandă, dacă nu am chef, nu mă ridic din pat. Plătesc într-adevăr prețul că poate să vină vecinul și să îl deranjeze nu știu ce, că am dat televizorul mai tare. Dar ce fac? Văd partea pozitivă a lucrurilor întotdeauna. Mă bucur că am soluții sau că există sau că pot să-mi... copiii care n-aveau nicio șansă. Auzim în fiecare zi s-a născut copil de 600 de grame, care cândva nici nu era considerat copil, nici nu știu dacă acum este o limită în care este considerat avorton. Și a trăit bine, mersi. Și s-a făcut, nu știu ce, a crescut de 1,80 m. Lucrurile astea nu existau înainte. V-a spus vreodată problema că ar fi fost mai bine să vă alegeți altă specializare, altă specialitate pe meseria asta, că, să le spunem stimaților noștri telespectatori, că dumneavoastră ați fost și medic de familie, ați lucrat foarte mult pe segmentul ăsta, dar totuși psihiatria mi se pare atât de vastă și atât de grea până la urmă, că, nu știu, dacă lucrezi cu mâna, o pui unde vrei tu, atunci când lucrezi cu psihicul, cu ceva ce nici măcar nu vezi, la mine, în mintea mea, e de domeniul fantasticului. Tot așa există părți pozitive și părți negative. Pot să spun cu siguranță că dacă ar trebui să mă întorc în timp cu 20 de ani, aș face fix același lucru. Sau aceleași lucruri pe care le-am făcut, deci nu aș vrea să schimb nimic. Psihiatria, când am ajuns eu la psihiatrie, așa cum spuneați, de la medicina de familie, făcusem 6 ani de medicină generală, făcusem 3 ani, un an de stagiatură și 3 ani de medicină de familie. Și în momentul când am ajuns în clinica de psihiatrie, am avut impresia că sunt la altă facultate. Și nu semăna nimic cu ce mai era mult teorie, decât, deși făcusem în anul 6 făcusem psihiatrie, văzusem, fusesem în practică, da, la spitalul nou în practică, unde am fost de-a dreptul șocată, probabil, șocată, da. Dar tot limbajul, toate medicamentele, aveam impresia nu numai că fac o altă medicină, ci că o fac într-o altă limbă străină și altă lume. Și altă lume, da. Încet, încet decodând lucrurile, ca în orice meserie, dacă o iei cu alfabetul, la un moment dat, am avut un mare noroc, eu sunt o norocoasă din fire, din nu știu de unde, am lucrat direct cu cea mai bună profesoară care o avea țara la momentul respectiv, în fiecare moment. Adică asta eram așa un fel de umbră, nu, ucenicul, da, nu mă deslipeam, indiferent ce cazuri erau, nu mă dezlipeam de acolo, astfel încât la terminarea rezidențiatului nu exista nicio patologie din toate cărțile descrise pe care să nu o fi văzut pe viu. Și a fost foarte simplu să vin și să pun în practică tot ce am învățat, pentru că au fost ani când am stat de dimineață de la 9 până la 11 noaptea în clinică, văzând tot ce se întâmplă, de la studii și tot felul de lucruri, atât la adulți cât și la copii. Mai avem foarte puțin din această emisiune. N-am vorbit deloc despre violența în familie. Acum o să fac și un spirit de glumă, că chiar mă uitam că ți s-a ridicat puțin rochița și ai așa un semn. M-am și să vă spună Laura și ce a pățit. Mai mult decât atât, spuneați că acum încerc să vindec de anxietate un câine și mă gândeam, uite ce înseamnă până la urmă o asemenea meserie care are disponibilități vaste. Da, am prins doi căței maidanezi cu ajutorul vecinilor din cartier, pe care am zis să iau eu înaintea hingherilor să-i duc acasă. Și bineînțeles căței speriați, au 2 luni jumate, deci atâția nebuni vor să-i prindă și să-i încătușeze. Și câinele a reacționat și m-a mușcat, dar
Da. Și acum am trecut de la etapa de mușcă, mă latră numai, avem 3 zile de conviețuire. Și o să fiți și prieteni. Și cred că săptămâna viitoare o să fiți și prieteni. Despre violența în familie, în 5 minute despre anxietate. Violența este un lucru cumplit. Nici nu mai apucăm să vorbim de atunci. Nu am spus despre soluții. Anxietatea, depresia, tulburările psihice, că sunt reacții, că sunt tulburări, se tratează cu medicamente serioase, punct. Cu apropo, ajutorul specialistului. Ne tratăm toată viața, că și aici mai sunt semne de întrebare la unii, că unii, da, nu unii mă nu. Duc, că toată viața depinde de un medicament sau nu. Nu depinde de un medicament. Medicamentele, dacă le gestionezi bine, o singură categorie de medicație de-a noastră de dependență, dacă o lași a la lung fără să o gestionezi bine. Ceea ce se întâmplă cu dependențele, cu ghilimele, este că unele creiere, odată distruse mecanismele de apărare, nu mai putem să le reparăm ca la pantofii la cizmar. Și atunci va trebui să venim ca la tensiune. Odată diagnosticată tensiunea, hipertensiunea arterială, ne va trebui să iei tot restul vieții până închizi ochii medicamente. E, în anumite cazuri de boli psihice, trebuie să iei medicamente până la final. Dar asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă asta. Trebuie să fie gestionat fiecare caz în parte, în funcție de gravitate, în funcție de timpul de evoluție, în funcție de factorii. Le putem trata acasă? Iată o întrebare le care... Le putem trata acasă și este indicat decât să stăm prin spital să le tratăm acasă, dar foarte corect monitorizate. Nu luăm rețeta și plecăm, ne vedem peste un an. Bun. Haideți și pe final de emisiune, așa, violența despre violența în familie și numai în familie. Violența naște monștri, la... știe toată lumea. Da, dar și cu copiii, ce faci? Că îi mai atingi la fund, nu îi mai atingi la fund, domnul Trandafir din mai rămâne valabil în cărțile de... Nu. Să vorbim despre tot ce înseamnă poate și o palmă sau, nu știu, acum, un gest nelalocului. Putem traumatiza copiii nu numai dându-le palme sau... Da, violența curea. Verbală poate face mai mult violența verbală, fizică. Faptul că această violență în familie, tata o bate pe mama sau mama îl bate pe tata, nu contează ordinea. Vă întreb că vremurile sunt de așa manieră încât multe s-au schimbat. Abuzul, ori de care natură ar fi el, este dăunător unei ființe în dezvoltare, că e cățel, că e om, că este altă vietate. Este dăunător. Iubirea, atașamentul securizant, înțelegerea, sunt lucruri care ne duc la dezvoltare frumoasă, armonioasă, astfel încât ne dezvoltăm odată cu acele mecanisme de coping, de apărare despre care tot vorbim. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de telespectatorii plăcere. Noștri. Iată, am ajuns și la final și am lăsat la final această violență, pentru că foarte mulți copii, deci la ședințele cu părinții, cadrele didactice spun că este o generație mai violentă nebătută. Decât cea pe care au avut-o. Da, sunt violenți pentru că au filmele violente, au desenele violente, noi nu ne mai ocupăm foarte bine de ei să le aducem un sistem de valori non-violent. Da, îmi spunea că, uite, mai poți, mai ai un minut, așa că pe final de emisiune. Deci pe final aveți și pentru grijă că de copii. Începe primăvara și vin aici iarăși o astenie de primăvară, care o tratez din nu mai știu unde. Nici nu știu dacă se tratează. Da, dacă se tratează sau mai sunt persoane meteo-dependente. O să treacă primăvara și o să vină în sfârșit vara. Da, deci ce ne recomandați până la urmă? Astenia de primăvară? Nu neapărat la asta, ca și tonus. Poate exact cum zicea. Să vedem întotdeauna partea plină a paharului, că de văzut necazuri, greutăți, este foarte simplu, deschidem ochii și le vedem. Putem să închidem și 10 minute pe zi să ne imaginăm sau să vedem partea plină. Deci, până la urmă, nu ești nebun dacă vorbești tu cu tine. Nu. Lumea ta, deci trebuie să spui că ești cel mai bun, cel mai frumos, cel mai cel. E o atitudine pozitivă, să fii stima de sine foarte bună, înseamnă să, bine, să... Bine, cred că e greu să o mențin lumea asta, lumea asta care nu seamănă trebuie să cu lumea ta. Da, nu poți să spui sunt cel mai bun și tu n-ai făcut nimic în viața ta. Dar să te motivezi pe sigur argument. Că da, sigur că da, pas cu pas trebuie să faci ceva, făcând vei vedea că poți și mai mult și așa mai departe.
și capăți încredere. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost, iată, din nou aici la o emisiune cu tematică medicală. Vom încerca și luna viitoare să aducem un alt medic aici în studio. Vă doresc acum vizionare plăcută. Numai bine, la revedere!